lavandă. Ia uitați. Lavandă, uleiul făcut cu lavandă, deci lavanda este uscată. Așa. Și culegem florile, le spălăm și apoi le uscăm bine, bine, bine la soare. Ia uitați, să vedeți planta de lavandă cum arată, este uscată. Vedeți? Așa. Și după ce s-au uscat foarte, foarte bine florile, le punem într-un vas curat, sterilizat și apoi turnăm ulei, ulei de măsline. Puteți pune și ulei de floarea soarelui. Și eu după ce las circa 2 săptămâni, mai completez cu alte flori proaspete și le scot pe cele vechi și pun sau puneți peste și obținem un ulei de lavandă concentrat și foarte parfumat. Așa. Și să vă arăt cum punem. Vedeți? Uleiul de lavandă. Vă puneți o etichetă și noi acum completăm cu lavandă. Să vedeți ce miros. Așa. Deci lavanda este utilizată foarte des în aromaterapie. Deci dacă aveți insomnii, sunteți agitați, faceți un masaj cu acest ulei și să vedeți cum vă relaxați. Așa. Și umplem așa aici. Și completăm cu ulei de măsline. Așa, am să aduc și uleiul. Și o să completăm cu uleiul de măsline. Plantele trebuie să fie foarte bine uscate, că altfel dacă nu sunt uscate bine și sunt umede, rânchezește uleiul. Așa, și să punem și ulei peste. Și aici avem uleiul nostru. Îl lăsăm circa 2 săptămâni, 3, chiar și o lună. Și apoi îl putem folosi. Așa. Apăsăm așa aici. Acum adăugăm uleiul nostru de măsline peste. Vedeți? Trebuie să fie planta acoperită. O să apăsăm bine. Așa, până sus. Și lăsăm la macerat aceste plante uscate. La fel am procedat și cu nalba. Am să vă spun ce este bună. Și cu urzică și cu mimoză și o să dăm toate plantele în jos să fie acoperite și apoi punem căpăcelul și lăsăm circa 2 săptămâni, 3, chiar și 4. După aceea puteți strecura și folosi uleiul. Eu, cum am mai spus, completez mereu cu flori proaspete. Așa. Și acoperim. Și acesta este uleiul nostru de lavandă. Îl puteți face și pe baie de abur, pe la cald, cu flori proaspete. Puneți în bocănel flori proaspete și chiar și uscate și ulei. Și borcanelul îl puneți într-un vas cu apă, dedesubt o să puneți un șervețel. Și după ce începe să fiarbă apa, să clocotească, dați la foc mic. Deci clocotește încet, încet, încet și lăsați circa o jumătate de oră să-l sterilizați bine, așa, și apoi lăsați să se răcească în acea apă. Și după ce s-a răcit, îl lăsați 2-3 zile. Și apoi îl puteți strecura și îl puneți într-o sticlă închisă la culoare. Așa.
Și să începem cu mimoza. Este foarte benefică pentru piele. Deci sunt acei copaci în Italia, când de ziua femeii aici, sau pe 8 martie, când este ziua femeii, sunt aproape toți copaci înfloriți și sunt acele flori galbene, galbene, galbene. Și este foarte benefic pentru piele și are proprietăți calmante, antiinflamatoare. Așa, și este foarte bun pentru pielea roșită, calmează inflamația și o putem folosi și în creme și este anti-îmbătrânire, tonifică pielea. Așa. Este foarte bună pentru ten uscat, pentru un ten matur, acest ulei de mimoză. Vedeți cum arată? Așa, este galben. Acum, să vedem păpădia. Aceasta este urzica, nalba, lavanda. Ia să văd păpădia, uleiul de păpădie, să vi-l arăt. Ia uitați, uleiul de păpădie. Deci să le faceți, că sunt foarte, foarte, foarte bune pentru corp, pentru piele. Și eu le folosesc și la unguiente, și la creme, și în săpunuri. Deci când realizăm săpunul la rece, punem din aceste uleiuri. Așa, și este foarte bine să o colectați când este soare afară, în zilele însorite. Și tot la fel, le spălați, apoi le puneți și le uscați, le puneți pe un prosopel sau pe o hârtie, așa, și acoperiți cu un tifon și le lăsați să se usuce bine, bine. Cum am mai spus, planta nu trebuie să fie umedă, pentru că încezește uleiul. Deci, lăsați la soare, deci la lumina directă a soarelui să se usuce florile. Este foarte bun pentru dureri, este un ulei care este bun pentru durere de articulații și pentru mușchi. Frecați încet, încet, puneți puțin ulei și frecați pentru dureri, vedeți? Pentru... Și frecați, frecați, frecați până când intră în piele aceste zone dureroase cu ulei de păpădie. Așa. Aici ce mai avem? Mai avem nalba și acesta este un emolient. Este un antiinflamator, vedeți? Flori de nalbă, sunt albăstrui, să știți că se găsesc peste tot, pe câmpuri, peste tot se găsesc. Tot la fel, culegeți florile, le spălați, le puneți la uscat și apoi în borcanele cu ulei. Și această plantă de nalbă este foarte bună pentru arsuri, pentru gastrită, este foarte bună pentru iritații de piele, pentru coșuri, vedeți? Nalba. Și este foarte bună pentru abcese, pentru ulcere bucale, dacă aveți afte în, și faceți ceaiuri sau infuzii și vă clătiți foarte bine în... Deci dacă aveți și stomatită și probleme la dinți, abcese, este foarte, foarte bună această plantă de nalbă. Deci făcută infuzie și clătit sau cataplasme, puneți așa pe unde vă doare. Așa, deci aceasta este nalba. Aici ce avem? Avem urzică. Este foarte bună pentru seboreie, pentru... reglează
scalpul, deci pentru părul gras, cine are părul gras este foarte, foarte, foarte bun. Eu folosesc în rețetele mele de săpun, pentru eu fac săpunul la rece și pun ulei de urzică și este foarte bun să vă spălați cu acel săpun. Deci toate aceste rețete și tot le găsiți pe canalul meu de YouTube, prăjituri și bucate gustoase cu camelia. Așa. Și acestea sunt, le-am spus pe toate. Și eu am mai făcut și, ia uitați, din coș de portocale. L-am uitat așa, punem cojile de portocale uscate și puse în ulei de măsline. Ia să vă arăt toate uleiurile pe care le-am făcut. Apoi am mai făcut și din coș de lămâie, deci să fie toate netratate. Sau luați lămâile, portocalele, le puneți în apă cu bicarbonat și le spălați foarte bine și le lăsați acolo 5-10 minute. Și apoi le clătiți, le uscați și luați coaja, deci fără acea pieliță galbenă, și puneți la uscat. Și după ce s-a uscat, puneți în borcanele, vedeți? În borcanele cu ulei. Aici am pus cu ulei de floarea soarelui, aici am pus cu ulei de măsline. Așa. Aici mai avem cu avocado, cu sâmbure și cu coajă de avocado, tot la fel uscată. Și sâmburile uscat. Aici am cu dafin. Deci am și fructul de dafin și frunzulițe de dafin. Să faceți ceai din frunze de dafin. Este foarte, foarte, foarte bun pentru dureri. Pentru dureri de oase, dureri articulare. Să beți câte o căniță în fiecare zi. Deci eu îl folosesc de mai bine de peste un an și mă simt foarte, foarte, foarte bine. Așa, ia uitați, și toporaș. Aici în Italia am găsit toporaș și am făcut și ulei de toporaș. Eu toate aceste uleiuri le folosesc la rețetele mele de... Aici am tot așa ulei de urzică. La rețetele mele de săpunuri. Aici ce mai avem? Ia uitați, și de rozmarin. Uleiuri. Așa. Acestea sunt uleiurile. Lavanda de la... Am două plante și strâng florile și le pun la uscat. Și rozmarinul tot la fel uscat. Toate sunt făcute cu plante uscate. V-am mai spus, dacă faceți cu plante proaspete, faceți pe baie de abur și faceți puțin și folosiți într-o lună, două și după aceea... Să vă arăt și crema făcută pentru antiriduri. Așa, făcută cu morcov, cu coajă de portocale, să vă arăt. Așa, ia să vă arăt aceste, ia uitați, creme făcute și puse în borcanele. Deci puteți pune și în borcanele din plastic sau în borcanele din... Ia uitați, eu folosesc, țin la frigider. Deci este o cremă antirid făcută cu morcov și cu coajă de portocale. Este foarte, foarte bună. Ia să vă arăt cum arată. Ia uitați. Și dăm pe față. Dăm așa, pe unde avem riduri, peste tot, pe la coada ochilor. Așa, eu mă dau că nu am nimic pe față, decât la ochi, două dungi și un pic de praf, în rest nu mă dau cu nimic pe față. Și facem masaj, așa, deasupra buzelor, unde credem noi că avem riduri, că se formează. Așa, și dăm. Are un miros extraordinar de la coaja de portocale și masaj până intră totul în piele. Astăzi am dat și cu această cremă.
Se face foarte ușor. Rețeta o găsiți pe canalul meu de YouTube, Prăjituri cu Camelia și Bucate Gustoase. Și aceste rețete sunt făcute în direct. Toate sunt făcute în direct pe pagina mea de Prăjituri cu Camelia pe Facebook. Și apoi publicate pe canalul meu de Prăjituri cu Camelia și Bucate Gustoase pe YouTube. Acolo găsiți foarte, foarte multe rețete. Ia uitați. Acesta este... Tot așa eu le pun, vedeți? În borcanele. În borcanele micuțe puse. Ia uitați, creme. Vedeți? Și eu le țin la frigider. Le țin la frigider și fac puțină. Pentru că noi nu punem conservanți în aceste creme.